Hai că m-am aflat cum să putem să facem quest-ul cu Lunch for Rojo. Am aflat cum putem să facem quest-ul cu Lunch for Rojo. Stai, că mergem aici. Mergem la Night Bar și trebuie să folosim Persuasive Skills ca să putem să invităm pe ăștia la petrecere. Trebuie să vorbesc cu una dintre dansatoarele de aici, de la club. Uite, cu asta trebuie să vorbesc. Gata. Nu trebuia să vorbesc cu Marco, neapărat. Așa faci quest-ul ăsta. Asta e să vedem ce zice Black Orb. Pe asta a fost. Asta a fost quest-ul Black Orb și asta le facem data viitoare. Am vrut să vă arăt cum e cu Rojo. Deci o să fie o filmare scurtă. A fost o filmare scurtă. Am vrut doar să vă arăt cum e să-l luați înapoi pe... să terminați quest-ul cu Rojo. Trebuia să vorbesc cu barmanița aia de la... de la Nightclub. Și aia era toată chestia. Deci ne oprim aici. O să revin cu un episod din 2 din Bloodlust 2 Nemesis, pentru că vreau să joc și pe ăla. Și ne auzim acolo. Hai, v-am lăsat.